Bun găsit, dragi prieteni! Bine ați revenit la un nou episod din Istorioare cu tâl duhovnicesc. Astăzi vă voi prezenta povestea Slavei lui Dumnezeu. A fost odată un împărat mare și puternic. Nimeni nu se putea măsura cu el nici ca putere, nici ca sănătate, însă de la o vreme a simțit un pustiu în inimă și o lipsă de noi în viața sa. Într-o bună zi spre Amurg, împăratul s-a oprit să se odihnească în umbra unui crâng des, lângă un câmp. Și ce credeți că a văzut? Pe câmp săcea un bou, altul stătea înjugat, iar lângă ei plugarul. Chiar în brazdă și-a plecat genuichii, și-a înălțat mâinile și a strigat. Îți mulțumesc, Dumnezeule! Slavă ție. S-a mirat împăratul nostru și l-a întrebat pe țăran. Dar pentru ce dai mulțumită lui Dumnezeu? Țăranul nostru a spus, cum să nu-i mulțumesc lui Dumnezeu când sunt un om păcătos și vrednic de moarte, iar el, în loc să mă dea pierzării, îmi ia numai un bou pe care tot el mi l-a dat anul trecut. Slavă e Dumnezeule! Dar cum o să mai are acum S-a mirat și mai abitir împăratul. Nu-i nimic, a zis plugarul, cu fața luminată de un zâmbet lin. Domnul va rândui lucrurile cumva. Împăratul s-a rușinat oarecum că trăind în belșug nu e în stare să se bucure ca acel om care nădăjduia întru totul în Dumnezeu. A luat câteva monede de aur și le-a dat țăranului. Poftim! ia și cumpără-ți albou. Astăzi am învățat multe de la tine și îți sunt recunoscător. Nu ți-am spus eu, domnule, că Dumnezeu nu mă va părăsi? A strigat plugarul văzând aurul. Slavă ție, Dumnezeule! Împăratul s-a dus acasă cu bucurie, însă din depărtare a văzut că palatul lui e cuprins de flăcări. Îți mulțumesc, Dumnezeule, slavă ție! A strigat el, căzând în genunchi și înălțându-și mâinile. Am fost nerecunoscător când îmi dădeai cu un belșugare. Acum îți mulțumesc îndoit pentru ceea ce e de la mine. A venit vremea să mă ostenesc într slava ta și cred că nu mă vei părăsi. Și a dobândit împăratul nostru credință în Dumnezeu, iar odată cu ea noima și bucuria vieții. Cu inimă ușoară a început să clădească un palat nou, și nu uita vreodată să mulțumească lui Dumnezeu pentru toate.